Apostolul și Evanghelia de luni, în săptămâna a noua, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul. Din Epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, de ne-am fi judecat noi înșine, nu am mai fi judecați, dar fiind judecați de Domnul, suntem pedepsiți, ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. De aceea, frații mei, când vă adunați ca să mâncați, așteptați-vă unii pe alții, iar dacă îi este cuiva foame, să mănânce acasă, ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte însă le voi rândui când voi veni. Iar cât privește darurile duhovnicești, nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință. Știți că, pe când erați păgâni, vă duceați la idolii cei mulți, ca și cum erați mânați. De aceea vă fac cunoscut că, precum nimeni, grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice, anatema fie Iisus, tot așa nimeni nu poate să zică Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. Darurile sunt felurite, dar același Duh, și felurite slujiri sunt, dar același Domn, și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate în toți. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie de luni, în săptămâna a noua, după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Matei. În vremea aceea s-au apropiat ucenicii de Iisus și l-au întrebat, cine este oare mai mare în împărăția cerurilor? Atunci Iisus a chemat la sine pe un copilaș, l-a pus pe el în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun vouă, că dacă nu vă veți întoarce ca să fiți ca și copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca acest copil, acela este mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi pe un copilaș ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Pe vreunul dintre acești micuți care cred în mine, mai bine și-ar atârna de gât o piatră de moară și s-ar înneca în adâncul mării. Vai lumii din pricina smintelilor, căci smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te îndeamnă la păcat, taie-le și aruncă-le de la tine, căci mai bine este pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât să ai amândouă mâinile sau amândouă picioarele și să fii aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te îndeamnă la păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în ghena focului. Feriți-vă să nu defăimați pe vreunul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este în ceruri, căci Fiul omului a venit să mântuiască pe cel pierdut. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, caută-ne și pe noi și ne mântuiește și ne du pe toți în împărăția Ta. Amin.